Bună dimineața! Azi e 5 martie 2021 din grădina Bișonului, în solarul numărul 2, unde avem trufandale, avem usturoi, care e deosebit de frumos. Sunt puse pe undeva în luna sfârșit de octombrie, cam așa, dar vremea a fost foarte urâtă, rece, întunecată și nu s-au dezvoltat usturoi, au mers foarte, foarte bine, ceapa a mers mai greu. Acum a dat de lumină, căldură, chiar dacă dimineața erau minus 2 grade, nu contează și peste noapte. Ziua fiind cald, ele își continuă creșterea. Avem aici undeva la... Hai să vedem dacă reușim să captăm. Undeva la 22 de grade. Nu m-am uitat, dar e ora undeva 11, cam așa, și avem deja 22 de grade în solar. Aici avem ceapă, usturoi și câteva tufe de păstârnac aici, care acum au început să și dea drumul la fel. Deci dacă noaptea îngheață nu este problema, dacă ziua este soare și lumină și asta, plantele cresc. Se dezvoltă. Ele se opresc. Noaptea este rece, ok. Dar ziua, ele își continuă creșterea. Pe când, atunci când este întunecat afară și mohorât și temperaturi din astea, undeva până în 10 grade, plantele nici nu cresc, nici nu stau. Cum am eu o vorbă. Pur și simplu rămân pe loc, bătute așa, în cap. Și aici avem un spanac. Un spanac seria a doua, în curând cred că o să intrăm la cules, într-o săptămână, cred că el este semănat împrăștiat. Și aici e spanacul numărul 1, cum ar veni, primul spanac care l-am pus, am cules deja câteva serii din el, eu îl semăn cu mâna, l-am semănat mai des. Din experiența anului trecut, am observat că dacă îl semăm mai des, nicio problemă, cel mare răzbate și se dezvoltă și după ce, pe măsură ce recoltez plantele mari, rămân cele mici care își revin, se revigorează imediat și atunci se dezvoltă și voi avea o perioadă mai lungă de recoltat. Uitați acolo ce frumos este. A vreo 8 frunze, uitați și aici, și aici, foarte frumos. Deci spanacul foarte frumos, am cules de vreo 3 ori. Este o bucată undeva la 80 de centimetri pe 12 metri și cred că până acum am recoltat în jur de 30 de kilograme, mai mult, ceva de genul. Deci este foarte, foarte ok. Aici avem un solar de 4 metri lățime, 1,70 m la margini, așa, și 3,25-3,30 m în coamă. Avem niște aerisiri superioare acolo, niște ferestre, uitați, sunt două ferestre în spate, amândouă se desfac, doar că prima, cea de sus, cea mai mică, are plasă de aceea care se pune la polistiren, plasa aceea de fibră, pe care se dă adezivul pe polistiren să facă aderență, și acolo am o fereastră cu plasă în ea, iar în capătul celălalt, la fel, o fereastră cu plasă în ea. Acele ferestre sunt deschise non-stop, vară, iarnă, ele sunt deschise și atunci se ventilează și riscul să facă condens în solar este cu mult, mult, mult mai mic. În afară de ușe și de deschiderile laterale, uitați, așa, mai avem în față aici o fereastră, la fel, deci am încercat să avem ventilație pe toate înălțimile. Laterale ventilează, aerisește undeva de la 50 de centimetri până la 1,70-1,80, iar fereastra aceea din spate de la 1,70 până la 2,50 și cea de sus de la 2,50 până la 3 metri.
mai rămâne acolo un coamă, un 20 de centimetri. Deci, practic, toate zonele sunt ventilate. Și în spate, la fel, de la 1,70 la fel până la 2 metri jumătate, la fel, avem o fereastră pe care o lăsăm în jos vara și atunci undeva la înălțimea între 1,70, unde nu mai acoperă ventilația și aerisirea, aerisirile laterale, care sunt mobile cu o macara, așa o să vă arăt imediat. Aici avem laterala și aerisirea laterală. Aici avem, mi s-a părut mai practic, am o sticlă, un legat de gâtul, e o sticlă de 5 litri, e undeva la jumătate sau 3 sferturi cu apă, am legat o sârmă pentru rezistență. Și aici avem manivelă manuală, am făcut-o puțin cam lungă zona asta, trebuia puțin mai scurtă, dar ea e până jos, am avut noroc. Și atunci, ia uitați cum deschidem. Uitați, roluim, da? Ea se deschide pe toată laterala. Ia uitați cum se deschide. Așa. Cât vreau. Până la înălțimea, v-am spus, 1,70 și ceva. Am deschis, da? După care vin și imediat vă și arăt. Vin cu acest bidon cu sârmă. Avem aici o buclă și l-am pus bidonul. El are greutatea necesară, chiar și mai puțină apă poate să fie în el, încât ține această aerisire. Uitați cum se aerisește. O să vă arăt și din interior ca să vedeți. Uitați, da? Și atunci, pe toată lungimea solară de 12 metri, ambele laterale au aerisiri. Pentru cei care vor să facă solar, este obligatoriu să aveți aerisiri laterale, plus că vă recomand ca partea asta din lateral, picioarele de aici, această înălțime să fie de minim 2,20 m. Este un standard foarte bun pentru că acoperă aerisirea până undeva la un 2,20 m și atunci și cu ferestrele din față și spate, vara cred că dacă aveți și o folie profesională, nici nu mai este necesar să mai puneți o plasă de umbrire, pentru că se produce ventilație naturală și aerisirea cum trebuie. Aici avem un tub de 250 suspendat, tăiat în două, pe care am pus ridichii, încă n-au ieșit, ele sunt semnate pe 1 martie. Am făcut acest lucru cu ridichile suspendate, deoarece aici am avut ridichii în spate, jos, pe pământ, doar că noi, ne folosind nimic chimical, avem prietenii Limax și uitați ce face Limaxul, vine și ciupește fiecare ridichie. Ridichiile sunt foarte, foarte productive, foarte gustoase, mari și nu au nici foliajul foarte mare, doar că există riscul să le mănânce melci și atunci această cultură mică de ridichii a fost compromisă, pentru că practic ei au ciugulit cam din toate și atunci nu am mai putut să comercializez nici o ridichie, ci am mai consumat noi în familie, dar le-am oferit până la urmă această momeală, să zic, pentru am lăsat spanacul în pace. La spanac nu s-au băgat, ori că este prea mult și nu fac față, ori e pur și simplu le-au plăcut ridichile și au lăsat spanacul. Cert este că spanacul chiar a fost ok, înseamnă că le-a plăcut mai mult de ridichi. În general mai puneam și salată, doar că aceeași problemă cu Limaxul și pentru că nu folosim substanțe chimice, există riscul ca să ne compromită cultura. De aceea noi avem salata suspendată. O să ajungem și la ea. Și acum avem ceapă care deja a început să-și dea drumul, a început să dezvolte cum trebuie. Prima oară am pus rândurile la 15, după care am venit cu rânduri intercalate. Din experiența anului 2019,
așa, pentru că noi în fiecare toamnă punem ridichii, ceapă, usturoi, spanac și salată. Știam că ceapa a mers foarte bine, s-a dezvoltat și atunci am zis că cât timp recoltez asta, vine cealaltă din urmă, să nu mai pierdem timpul și așa în permanență exploatăm fiecare centimetru de pământ. Din păcate, ceapa prima a mers foarte greu, a venit cea din urmă și a prins-o, practic. Tocmai din ce spuneam mai devreme, din cauza timpului, la fel am pățit și cu usturoiul, a venit celălalt din urmă, dar acum îl rărim cât se poate, având în vedere că are și aerisire, nu este nicio problemă. Și pentru că acea problemă cu limaxul nu am rezolvat-o, există tot felul de chestii ecologice, să le zicem, cu borcane cu bere, cu se pun frunze de varză să taie felii de cartofi și se pun acolo și ei vin să mănânce și atunci te vii și culegi cu mâna, să stai noaptea cu lumină, cu lanternă, să-i culegi. Vorbim doar de ecologic, da? Și mai sunt niște granule ecologice, nu le-am testat, nu am apelat la ele. Anul trecut am pus vara, anul ăsta nu am pus și cumva le-am limitat accesul, dar anul acesta nu am mai pus, dar în schimb, aici avem salata, deci niște tuburi de 400, așa, suspendate, am avut căpșuni pe ele, nu mi-a plăcut cum s-au dezvoltat, pentru că distanța de la ele la plafon e mică și atunci iar de a soarele era prea puternic. Vom avea răsadăr salată. El acum se dezvoltă, uitați-l, alt răsad, altă serie. Și acest răsad nu vom mai avea loc aici pe tuburi, pentru că acesta nu se va dezvolta până va fi în 2 săptămâni, nu va fi de recoltat clar. Durează în jur de o lună de zile să înceapă mai după partea cealaltă unde sunt mai măricele. Aici e mai micuț, foarte bine că este așa pe o perioadă mai lungă, că e diferență între ele. Dar acesta o să-l încerc din nou în solarul. Deci voi încerca din nou să pun salata aici. O să le pun astfel încât rândurile să las spațiu de roșii, pentru că acesta este solarul principal în care plantez roșiile și de aceea voi trasa rândurile de roșii și apoi între ele voi pune salată. Acum un an am avut la fel, doar că s-ar putea să arunc puțin var, dar sigur voi arunca cenușe. Am așa un butoi și jumătate, uitați, 60 de litri, vreo 80 de litri de cenușe. Până pe în 2 săptămâni se mai strânge cenușe de lemn de la focul făcut în sobe de teracotă și vom pune salata aceea, care e vreo 300 de salate, le vom pune aici, dar le vom proteja după ce le voi planta, ele fiind la cub, la alveole de 100, după ce le voi planta voi împrăștia cenușe în jurul plantelor și voi face un fel de tuș așa cu var amestecat cu cenușe pentru a limita oarecum a limita dauna într-un final. Deci ai face pe limax să plece sau să nu mai vină și atunci voi diminua din pierderi. Cu siguranță prima parte este mai grea până salata se face mai măricică, apoi nu prea le mai place, lor le place doar crudități. Cam așa se prezintă grădina Bișonului astăzi, 5 martie 2021, un soare superb afară și înăuntru avem deja, uitați, un jur de 18 grade cu laterala deschisă. Deci cu acea laterală deschisă noi deja avem 18 grade, iar aici deja culmea îmi arată chiar 20 și ceva mai interior. Mulțumim pentru vizionare, nu uitați să dați like paginii, nu uitați să vă abonați pentru a...